Președintele interimar al PNL Călăraș, Emil Dumitru, a declarat în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul formațiunii politice că nu sunt adevărate afirmațiile președintelui Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, cu privire la bugetul județului. Acesta susține că bugetul județului Călăraș nu este redus, ci dimpotrivă este mai mare cu 9%. Dumitru afirmă că în bugetul ce va fi aprobat luni în Consiliul Județean există mai multe primării PNL cu finanțare zero. Haideți să facem o clarificare. Alocarea bugetară pentru bugetul Consiliului Județean în anul 2020, la începutul construcției bugetare, a fost de 140.488.000 de lei. Anul acesta, alocarea bugetară pentru Consiliul Județean este de 151.760.000 de lei, adică cu o creștere de 9,2% mai mare. Ceea ce înseamnă că după calculele noastre, ținând cont și de legislația specifică care prevede că 90% din sumele plătite asistenților personali, mă refer aici la DGASPC, sunt suportate de la bugetul consolidat, practic este o creștere a bugetului Consiliului Județean. Pentru că am văzut afirmații făcute în spațiu public nefondate și noi ne uităm pe cifre. Nu vrem să discutăm altceva. Deci, Consiliul Județean are un buget mai mare cu 9,2% față de alocarea inițială din 2020. Este foarte adevărat că execuția bugetară pentru 2020 a fost de 156.218.000 lei. Da? Nu înțeleg care sunt motivele de îngrijorare. Cine a făcut afirmațiile astea nefondate? Poftim? Afirmațiile nefondate, cine le-a făcut? Conducătorii Consiliului Județean. Cei care reprezintă Consiliul Județean astăzi la nivel de decizie publică. O să fac așa o scurtă remarcă, uitându-mă pe proiectul curajos de a-l pune în dezbatere publică. Anexa asta numărul 1. Vi se pare normal ca o localitate cu 1.500 de locuitori să aibă 1.200.000 de lei în condițiile în care o localitate de 9.000 de locuitori să aibă cifra zero, doar pentru că există o percepție personală a cuiva că nu face parte din aceeași familie politică? Și vă aduc aminte că același președinte al Consiliului Județean în 2020, în 21 ianuarie, adopta o hotărâre de Consiliul Județean cu cota asta defalcată de 6%, dar atenție, cota defalcată de 6%, care reprezintă 27.134.000 de lei, este o sumă iluzorie pentru că avem 11.877.000 încasări. Diferența vine de la Guvernul României. Deci vă spuneam că în 2020 au fost alocate 450.000 la toate comunele, mai puțin 10 care au primit 550.000 de lei, excepție făcând municipiul Călăraș, care a primit 1.566.000 de lei și municipiul Oltenița 900.000 de lei. Adică atunci când coloratura politică a președintelui Consiliului Județean era la PNL, a fost o abordare echitabilă, când e la PSD nu mai e o abordare echitabilă. Ceea ce nu noi trebuie să judecăm lucrul ăsta. Cetățenii, cei care au investit cu încredere actuala conducerea Consiliului Județean, să înțeleagă că în localitățile respective, unde sunt sume zero. Puteți să le numiți, mă? Da, sume zero sunt la Budești, Lehliu Gară. Am văzut că a fost subiect de discuție ieri primarul nostru de Lehliu Gară și cu proximă ocazie va veni în fața dumneavoastră în conferință de presă să demonteze toate minciunile care au fost spuse ieri. Borcea 0, localitate foarte mare. Dragalina 0, Dragalina cu 9.000 de locuitori, da? Jegălia 0, Nicolae Bărcescu 0, Radovan, Dormărunt am spus 0, Radovanul, pentru că avem o doamnă primar care este, nu e confortabilă cu actuala conducere a Consiliului Județean, bineînțeles că a primit 0, Tămădău Mare 0,
la primările PNL e mulțimea vidului. Nu-i problemă lucrul ăsta. Noi vom face demersuri în comisiile de specialitate, unde consilierii județeni vor face raport astăzi și vom depune amendament, așa cum a fost istoricul în hotărârii din 21.1.2020, să fie împărțit în mod echitabil. În caz contrar, avem dreptul să facem plângere prealabilă pentru a se revoca o hotărâre de Consiliu Județean care nu respectă niciun criteriu. Dacă aici v-am enumerat zero, v-aș spune că la Gulbănești e vorba de 1.100.000 de lei, la Sărulești 1.000.000 de lei și la Vâlcele 1.200.000 de lei. Nu știu, poate e centrul universului. Nu mai trebuie să ne aflăm acum. Eu ceea ce vreau să discutăm, nu vreau să discutăm chestiuni de atacul la persoană. Ceea ce vedem aici e foarte clar că nu are nicio legătură cu o împărțire echitabilă a sumelor. La atacul la mai multe persoane puteți? Întrebare. De ce credeți că în 20... ianuarie sau 2020 a fost împărțirea echitabilă și acum nu? Păi nu știu... Dumneata zis de acolo cu la natura politică. Păi, atunci când zis că președintele Consiliului Județean avea oameni și în partea elălaltă și acum s-a reunit familia? Mă rog... N-am de unde să știu că nu activam, și asta. Nu activam în 2020 ianuarie la PNL Călăraș. Eu am fost la o negociere, la un simulacru de negociere la Consiliul Județean acum două săptămâni. Săptămâna trecută am refuzat să mă duc pentru că este sub demnitatea mea să stau de vorbă, să nu mă facă discut chestiuni de principiu, că nu discutam altceva. Și mie să mi se spună că, dar ce facem cu DGASPC-ul, ce facem cu fotbalul? Parcă eram noi de vină că situația de la DGASPC, de la 799 de angajați, au ajuns la cifra record de peste 1000 de angajați, sau la clubul de fotbal unde s-au acumulat datorii foarte mari și trebuie să fim noi responsabili politic de nesăbuința celor care administrează banii public la Consiliul Județean. Domnule senator, se pare că nu a fost sub demnitatea dumneavoastră să participați la întâlnirea cu președintele Iuță. Ce anume ați discutat în cadrul întâlnirii? Păi, din câte mi-a duc aminte, m-am mandat la un președinte să participă, așa că... Nu, eu am refuzat să mai merg pentru că am spus că mă gândesc că poate colegii mei sunt mai convingători, nu e vorba de... A fost o afirmație nereușită, am înțeles. Luați-o pe atare. Da, dar instituția respectivă, care au fost Nu, în primul rând că sub nicio formă nu ne-a dat această listă, asta este una. Doilea mână, am avut rugămintea atât personală cât împreună cu domnul primar de la Oltenița, cu domnul Milescu și cu domnul primar de la Dragalina, să înțeleagă că nevoile județului sunt aceleași în toată lumea și că niște comune foarte mari, cum este, de exemplu, Dor Mărunt, Borcea, despre care a și afirmat că vorbim din zero, respectiv orașul Lehiogară, indiferent de supărările dânsului personale, trebuie să țină cont de faptul că oamenii de acolo nu au nicio vină. Și Consiliul Județean nu este nici mășia lui, nici mășia PSD-ului, este pur și simplu o instituție care trebuie să țină cont de toată lumea. Pentru că, dacă mi-aduc bine aminte, totuși și la Dor Mărunt, și la Lehiogară, și la Borcea, au și PSD-ul niște voturi. Și mă gândesc totuși că oamenii nu trebuie să fie neapărat condamnați să nu primească niciun fel de finanțare. Evident că domnul președinte a spus că nu are niciun fel de mandat să stabilească o împărțire, am spus noi, echitabilă în condițiile în care primăriile PSD trebuiau să obțină 550 de mii, respectiv 450 de mii primăriile PNL. Am zis să înțelegem că a câștigat Consiliul Județean și că e normal, având în vedere că împărțirea județului este în două. Noi avem jumătate din primar și ei jumătate. Dânsul a spus că se va consulta cu primarii și ne va spune. Am văzut și eu, ca și Emil, anexa publicată în pe grupul Consiliului Județean, mă rog, la materialele Consiliului Județean, fără să ne mai consulte. Probabil că, dacă dânsul nu va înțelege, o să fie și noi nevoie să păstrăm aceleași proporții, că, deși mi se pare joacă de copil, ca să fiu sincer, pentru că trebuie să treacă peste
toate supărările de anul trecut, i-am explicat că totuși anul trecut nici Emil, nici eu nu eram în măsură să decidem împărțirea banilor, că până la urmă era decizia Guvernului României, cum a vrut să... sau nevoile fiecarei localități, astfel încât la rectificare, unele au primit bani și altele nu. Din păcate, dânsul nu a fost de acord. Și am ajuns la această versiune nefericită a împărțirii celor 6%. Dar sper ca la ședința de luni să aibă înțelepciunea necesară să accepte amendamentele noastre, pentru că de amendamentul ăsta va depinde și dezvoltarea uniformă a județului. Cum veți face amendamentele? Poftim? Cum veți face amendamentele? Am înțeles că ședința va fi online. Exact cum, astăzi se va depune amendamentul ca o comisie și exact cum v-am spus, o împărțire echitabilă, 450.000 comunele PNL, respectiv 550.000 cele PSD. După ce criterii de selecție, domnule senator? Veți impune niște criterii de selecție, populație, investiții? Având în vedere că în 2020 domnul președinte a acceptat această împărțire, eu aș fost de acord cu împărțirea în funcție de populație, dar dacă în 2020 s-a făcut această împărțire tot de către dânsul, mă gândesc că o să accepte și acum același lucru.